Dumnezeu care l-a așezat pe om peste lucrările mâinilor sale să fie cu voi toți și cu Duhul tău. Iisus Hristos a pus în lumină mare demnitatea muncii când El însuși, cuvântul Tatălui, făcut trup, a binevoit să fie numit Fiul Templarului și chiar a acceptat cu umilință să lucreze cu mâinile sale. Prin aceasta a înlăturat vechiul blestem al păcatului și a transformat totodată munca oamenilor în izvor de binecuvântare. Într-adevăr, omul exercitându-și munca și lucrările din această lume și oferindu-le cu umilința lui Dumnezeu, se purifică pe sine, îmbogățește lucrarea creației cu mintea și activitatea sa, pune în practică iubirea, îi poate ajuta pe cei săraci și unit cu Hristos Răscumpărătorul, se desăvârșește în iubirea Lui. Să-L binecuvântăm așadar pe Dumnezeu și să-L rugăm să revește binecuvântarea sa asupra acestui muzeu și asupra tuturor celor care vor intra în trânsul, să fie binecuvântați, ocrotiți și păziți de orice rău, sufletesc și trupesc, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ascultăm acum un cuvânt al Domnului din Biblie, din Cartea Genezii. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat. Bărbat și femeie l-a creat. Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile care se mișcă pe pământ. Apoi a zis Dumnezeu, iată, vă dau toată iarba care face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță întrânsul. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, le dau toată iarba verde ca hrană. Și așa a fost. Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse și iată, erau foarte bune. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Domnul nostru care a creat lumea și a umplut-o în mod minunat de semnele puterii sale, a sfințit și începutul muncii oamenilor pentru ca ei, supunându-se cu umilință bunăvoinței Creatorului, să se consacre cu grijă stăruitoare în desăvârșirea lucrării creației. Așadar să rugăm cu umilință, spunând, binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Binecuvântat ești, Doamne, care ne-ai dăruit legea muncii, că am muncit cu luptea și cu brațele să ne străduim din toate puterile pentru a desăvârși lumea creată. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Binecuvântat ești, Doamne, care ai voit ca Fiul Tău făcut trup pentru noi să împlinească în umilință meseria de tâmplar. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Binecuvântat ești, Doamne, care ne stai alături cu grija Ta, pentru ca prin munca noastră să ne străduim necontenit pentru a îndeplini toate cât mai desăvârșit. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Dumnezeule, Fiul Tău, împlinind cu mâinile sale meseria de tâmplar, a ridicat demnitatea muncii omenești și ne-a îngăduit ca prin munca noastră să fim părtași în chip tainic la lucrarea sa de răscumpărare. Întărește binecuvântarea dorită pe credincioșii tăi, pentru ca cei care prin munca lor au ridicat această construcție, muzeu acum, se vor consacra transformării lumii create de tine, să-și recunoască demnitate și să fie bucuroși că s-au dedicat înălțării familiei umane spre lauda slavei tale, prin același Hristos Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre. Sfințită, să ne amintească de botezul pe care l-am primit și
și de Iisus care ne-a răscumpărat prin pătimirea, moartea și învierea Sa. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze pe toți, atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Celebrarea binecuvântării muzeului s-a încheiat. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Vă felicit pentru această lucrare minunată, pentru că prețuiți ceea ce a fost vechi, pentru că noi nu putem construi decât pe ceea ce am primit de la înaintașii noștri. Și grija pe care ați arătat-o deschizând acest muzeu este spre cinstea și lauda dumneavoastră, tuturor celor care v-ați implicat pentru a păstra memoria înaintașilor dumneavoastră, care sunt ai noștri, ai tuturor, și pentru aceasta lăudăm pe Dumnezeu, vă felicităm și vă dorim un succes să fie spre slava lui Dumnezeu. Mulțumim. Domnul mulțumim. Să vă binecuvânteze. Felicitări, domnul primar. Un dar prin omenire, mai de Doamne și prin om, dimineți cu multă rouă, cât vom fi și cât mai vom, Doamne, dă-le pe amândouă. Lasă mugurul din om să-și desfacă floarea vieții, precum ramura din pom, floarea în roa dimineții. Viața să fie o floare pentru omenirea toată și prin rode sărutare să ne mai naștem odată. Mai de Doamne pe pământ, începutul de iubire, uită clipa prin sărut, uite-o dar prin omenire. Vă mulțumesc! Bravo.